Bă, ne mulțumim că nu postează toate videoclipurile. Probabil că gândesc prea mult. Aș citi atunci, dar totuși trebuie să mai și gândim. Uite, vreau să citesc din primul Faust al lui Goethe, un poem, nu așa mare, 60 de pagini. Voi citi și eu cât pot, pentru că am și eu probleme. Deci avem așa. Avem. Faust in ursprünglicher Gestalt, ur Faust, es gibt. Cesa, Nacht. Es Nacht. In einem hochgewölbten, gotischen Zimmer, Faust ruht auf seinem Sessel am Hut. Hab nun, ach, die Philosophei, Medizin und Juristerei und leider auch die Theologie durchaus studiert mich heißer Buch. Das dech ich nun, ich arme Tor, und bin so klug als wie zuvor, heiße Doktor und Professor gar, und sieche schon an die 10er Jahr, herauf, herab und quer und krumm, meine Schulter als an der Nass herum, und seh, dass wir nichts wissen können, dass wir mit Schier das Herz verbrennen, zwar bin ich gescheuter als alle die Larven, Doktors, Professors, Schreiber und Pfaffen, mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, führt mich weder wohl Ohl noch Teufel. Dafür ist mir auch all Freudentissen, wird mir nicht ein, was recht zu wissen, wird mir nicht ein, ist kommt, was lehren dich die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch hab ich weder Gut noch Geld, noch Ehr und Herrlichkeit der Welt. Es mocht kein Hund so lange leben, drum hat mich der Magie ergeben, ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht mein Geheimnis werde kund. Mai puțin facem o pauză. M-am amintit la ce m-am mai gândit azi noapte să iau un proiect să scriu azi o povestioară pentru cartea mea de povestiri. Și efectiv, uitat. Nu de cam uitat. Dar ceva cu la mare, mergeam la mare, mama în tabără, cu prietenul meu, că despre era vorba, nu voiam să-i descriu moartea. Nu prea știu mare de fapt. Când l-am căutat la spital. Dar când eram copii, a venit cu mine în tabără și asta aveam să scriu, că ce făcea el și special în acea tabără, când am fost în tabăra numărul 1, 3, cred. 3, cred, sau 4. În anul 1994 eram. Ne jucam cu pistoale cu apă, acolo la mare, la scăbănuțe, da? Și să ne pușcăm. Să ne pușcăm ochii. Da, și cum... După aceea, pe clasa 8-a, am mers la Salmii Segetuza, aici, și el, nu știu ce a venit, ce a văzut, era o fosă undeva acolo unde stăteau oameni, la amfiteatru, o săpat cu ceva un pic și a scos așa un cui, ca o sabie dacică, dar era un cui, de fapt, probabil care se arăta așa, am uit eu după aia. Și mi l-am cerut de mie, că era veche, era de 2000 de ani cu
nostru, îl duc acasă. El era băiatul care avea, el era șeful nostru al prietenilor care eram acolo, cameră, în clasă, o să fie la școală, că am fost de clasă, la gimnaziu, la 5-8, și el avea cruce de aur și nițișor de aur la gât. Era bossul. Foarte tare băiatul. Mi-am amintesc când eram pe clasa 5-a, eu aveam deja video și am mers la el să ne uităm la un film sau la niște filme de aventuri de astea. Și nu știu dacă am dus un video, funai sau ceva, sau a avut el, nu știu. Dar în fine, ne-am pus și am zis, bă, hai să ne uităm la insula Comorii, Treasure Island, film de 3 ore, cu pirați. Și lui nu i-a plăcut, mie îmi plăcea, dar... Acum, și știu că ne-am uitat vreo oră jumate sau spre 2 ore și eu zic, bă, dacă te plictisi, puteți să ne uităm. Hai, lasă-mă, dacă tot ne-am pus să ne uităm, hai să ne uităm. Și ne-am uitat la tot filmul. No, și în sfârșit, ce vreau să mai zic, că eu deja, asta mai povestit, eram deja chinuit la Deva. Eram încă la Deva, trecuseră anii grei, cei mai grei, după aia a venit alții ani grei. Și știu că am mers spre, eu mergeam spre grădină, știi, nu prea. Mergeam deja la grădină, evitam orașul tot, îl băteau jos de mine. Știu că am luat acolo la stânga, în dreapta era grădina de vară și m-am întâlnit cu el, eram încă tânăr, aveam, era de vârstă cu mine, cred că era din 82 băiatul, de prin aprilie, da, din martie și el mergea la grădina de vară. La zi și a murit în accident de mașină. Și ce o să spun, că se uita la mine, ce mai faci, Felix? Și pentru că m-am uitat la el, știi, și m-am gândit de alte vremuri, când colegii erau buni cu tine, știi, nu te chinuiau, nu te îmbăteau. M-am pățit eu și m-am uitat așa la el, l-am salutat, de mai multe nu mai prea salutam oameni cu bucurie, special tineri. Și am pe clasa 11, deja citisem niște cărți colosale, Divina Comedie, Dostoievski, Trebuie, nu știu ce, nu mai știu. Și mult, e Doamna Bovary, cred că și Eugenie Grandet am citat atunci, și Moș Goriot, Pierre Goriot. Că citeam mult mai mult decât ce cerea școala, știu. Totdeauna. E bine, și ce o să spun, că m-am uitat așa la el, știi, că mă zice, băia bun. M-a ridicat spiritul, știi. Până azi. Și după aia s-a întâmplat că m-a murit în accident, cred că pe strada asta noastră, Tăteștiului. De unde era. M-a băgat viteză și asta a fost. No. Hai să citim mai departe, dar să ne punem muzică, pentru că citim mai bine, ne acordăm și noi. Deci, am rămas la... Drum hab ich mir der Magie ergeben, ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht mal Geheimnis wird bekannt. Das ist nicht mehr mit saurem Schweiß, rede von dem, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle die Wirkungskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten Kraft. Ich habe învățat German, aber nicht gelernt. Das ist doch gut. Și la școală ne preda Goethe, Stedman, Brecht, nu nouă, la colega mea. Dar am în aceeași clasă ca la copii în secolul meu, că nu era profesor. O, sagst du voller Mondenschein, zum letzten Mal auf meine Pein, denn ich so manche Mitternacht auf diesem Pult herangewacht. Dann über Bücher und Papier, Trübel der Freunden erschienst du mir. Ach, konnt ich doch auf Bergeshohn in deinen lieben Lichte gehen,
und berget so mit Geistern schweben auf Wiesen in deinem Dammerweben und von all dem Wissen qualm entladen in deinem Tau gesund ich bade. Ich bin für die Strophe. Wegsteg ich in dem Kirchenloch, verfluchtes, dumpfes Mauerloch, wo selbst, e interesant că citim pe Goethe aceste versuri, mi-am inteles ce am făcut azi noapte și azi seara. Vă zed, că uitați-mă, vă zed, aceasta poate fi folosit cititul de carte. Vă zed, das liebe Himmel schlicht, truf durch gemalte Scheibenlicht, beskrankt von all dem Bucherhauf, den Wurmen nagen staubedeckt und bis an hohe Gewo hinauf mit angeraucht Papier besteckt, mit blassen Buchsen Pilz besteckt, mit Instrumenten folgen hofft, und Vaterhaus trat drein gestopft. Das ist ein Welt, das heißt eine Welt. Ce este interesant la acest Goethe, încât citesc de câțiva ani, am aici o carte de-a lui, că l-am de mai mult timp, acel Gedichte, acesta l-am de câțiva ani buni, am și o Biblie în germană, rămasă. Uite, asta am din 2016, frate. Uite, acesta este gut. El este un poet foarte bun pentru că este un poet atât clasic, ca și Ovidiu, Horatiu. Și asta mă gândeam, că eu sunt ca un fel de Vergiliu, știu, eu sunt un poet epic, pot să spun. Un poet epic, o lirico-dramatic. Asta trebuie să completăm. Ca Homer, cum am zis acum, și ca Vergiliu. Iar acest poet Goethe este un poet și romantic, modern, pentru că este un poet care poate fi citit în gând pentru imagini poetice, după cum poate fi citit foarte bine cu voce tare, foarte instructiv, pentru lectura clasică, retorică. Știi tu? Dacă scrii, asta implică mult scris, să știi tu, Emi. Îți ia o viață întreagă scrisul. Asta e viața, știi tu. De fapt, scriitorul, dacă n-ar scrie, nici așa Agustin Doinaș, s-ar reduce. Și în același timp nu poți să scrii că ai chef. Trebuie să citești înainte. Să citești mult. Să mai punem acest contec. Mergem mai departe. We have a lot to see. Ce zice asta? Are și personajul. Hai să citim
prolog. Deci a rămas la Urbater, Hausrat, Drein, Gestopp, Das ist deine Welt, Das heißt deine Welt. Und fragst du noch, warum dein Herz sich ihn in deinem Busen klemmt, warum ein unerklärter Schmerz dir alle Leberwehen umhemmt. Ăsta, tipul ăsta, Goethe, e un fel de Shakespeare german. Și el a fost înainte de toți mari copălăi. Stat al der lebenden Natur, da Gott die Menschen zuf hinein, umgibt in Rauch und Moder nur, dich dir geriet und Totenbein. Flieg auf hinaus in Weiteland und dies geheimnisvolle Buch, wo Nostradamus einer Hand ist dir das nicht geleit genug. Erkennst dann der Sterne Lauf, und wenn Natur dich unterweist, dann geht dir Seelenbrav dir auf, wie spricht ein Geist zum anderen Geist. Umsonst das trocknes Sinnen hier, dich heilgen Zeichen dir erklärt. Ihr Schwert, ihr Geister neben mir, antwortet mir, wenn ihr nicht hört. Er schlagt das Buch auf und erblickt das Zeichen des Makrokosmos. Ich kenne den Solaris. Ha, welche Wonne fließt mit diesem Blick auf einmal mit durch alle meine Sinnen? Ich fühle junges, heiliges Lebensglück, fuhr neue Glut durch Merk und andere Dinge. War es ein Gott, dass diese... Ja, am avut un vis cu chestia asta. Când eram la Cluj, un deștept cu niște tipe, mi-a făcut vrăși și nu se prindea. Eu am fost la biserică cu mama, trebuie. Și am avut un vis, ca și acum, și era o tipă care mi-a arătat așa o bucată de hârtie și zice, ce stă puterea ta? Atunci nu eram așa, adică eram credincios, dar poate n-am vrut să-i spun, știu, un vis. Și era punctul 7, got. Vedeți, got. Este punctul got acum. Așa era scris. Nu știu dacă... Var es ein Gott? Ce e un Dumnezeu? Ea m-a întrebat, var is deine Gott? Adică, var is deine putere, cum se zice? Power? Gott? Și am zis, nu, un Dumnezeu. Dar, după aia de-aia nu m-a pus mama să fac nu știu ce trebuie și sunt strigare și am scăpat. După aia am înțeles că nu a fost bine de oamenii ăia. Duhovnicește vorbind, atunci au început să cresc duhovnicește. Până atunci mă luptam, mergeam, citisem Lacrimi și Sfinți vară. După aia l-a găsit, nu știu cum. Ce să mai zice. Dar interesant, eu cred că mie nu mi-a plăcut că era cu doi de timp, știi? Asta mi-a plăcut la cuvântul ăla. Var ist ein Gott, der diese Zeichen schrieb, die all das innere Toben stieren, das arme Herz mit Freude füllen und mit geheimnisvollen Wollen trieb, die Kräfte der Natur enthüllen? Bin ich ein Gott, mir wird so Licht, ich schau in diesen deinen Zügen, die wurkende Natur von meiner Seele liegen. Jetzt erst erkenn ich, was der Weise spricht.
Die Geisterwelt ist nicht verlassen. Dein Sinn ist gut, dein Herz ist tot. Auf beide Schüler überdrossen, die irdische Brust in Morgenrot. Ich bin ein Schülermann. Amen.